Fie ca neamul lui Israel să-și aducă aminte de tot dreptii dintre popoare, fie ai națiunii române, în frunte cu majestatea sa, regina mamă Elena României. Hitler i-a cerut lui Antonescu uciderea reginei mamă, enervat că suverana i-a dat peste cap planurile legate de lichidarea 10.000 de evrei din România. Comunitatea acestora a organizat astăzi o ceremonie religioasă în memoria reginei mamă Elena, care a salvat de la deportare, dar a și adus înapoi din Transnistria vagoane în care erau 10.000 de evrei deportați. La Templul Coral din București a fost și Berta Cohen Wexler, care avea doar 5 ani când a fost adusă înapoi dintr-un lagăr din Transnistria, alături de 200 de copii la cererea mamei regelui Mihai. Berta și-a pierdut acolo mama, tatăl și fratele de 3 ani. Aduc aminte de mama cum a murit, am fost separat de fratele meu, mă duceam la el din ce în ce, era mai slab, n-a putut să supraviețuiască și într-o zi eu nu l-am mai găsit. N-am putut să aflu ulterior de nimeni, nici de bunici, nici frați, surori, n-am povestit nimănui, nici în comunitate nu se știe. M-a durut așa de mult încât nu am vrut ca să mai mi-aduc aminte. În octombrie 1942, Paul Schwarz avea 2 ani și 2 luni când a scăpat de deportare în ultima clipă. Din ordinul lui Antonescu, toți evreii aveau acest document care era vizat atât de comunitatea evrească cât și de poliția locală. Fără acest document, dacă era prins un evreu, risca deportarea imediată în Transnistria. Regele Mihai spune că una dintre cele mai mari satisfacții trăite de majestatea sa a fost atunci când regina Elena a obținut titlul de drept între popoare. Regina Elena rămâne un far pentru familia noastră. În anul 1993, la 11 ani de la moartea reginei mame Elena, statul Israel și Institutul Yad Vashem i-au conferit post-mortem titlul și medalia de drept între popoare.